Bună dimineața de aici, din Iași. În zilele astea am avut câteva probleme. Practic, nu știu dacă știți, dar Republica Moldova și-a schimbat regulamentul intrării în țară. Poate știți că eu am zis că nu o să filmez până pe la jumătatea lui martie, dar o trebuie să încep să filmez mai repede, fiindcă în Republica Moldova nu mai poți intra decât cu test COVID din 5 martie. Ieri a fost 3 martie, azi e 4. Ieri am încercat să intru în Republica Moldova, dar nu m-a lăsat că n-am contract de comodat pe mașină, că mașina nu e pe numele meu, e pe maică mea. Deși pe pagina lor de Facebook, la Poliția de Frontieră, scrie că nu trebuie contract de comodat. No. Ieri am pus-o pe maică mea să-mi trimită un contract, faza care știam de contractul ăla, dar nu l-am pus cum e că l-am uitat. Și atunci am zis ieri, no, trimite-mi asta pentru orice eventualitate, că nu știam dacă o să pot trece granița sau nu. L-au trimis în 3 martie și trebuie să ajung azi în 4. Deci dacă nu vine azi în 4, dacă nu ajungi din Oradea în Iași, nu mai pot intra în Republica Moldova, că mâine e 5. Deci dacă ajunge mâine, degeaba, când trebuie test COVID. Da, ieri am încercat să intru pe la Vama Sculeni, dar nu m-au lăsat acolo. Zice, la 1.42 expediere, ajuns în depozitul Cargus din Brașov. La 2 și 13 expediere în tranzit. Deci bănuiesc că o să ajung azi sau poate eu o să ajung, nu știu. Mă duc cam pe ora 9, că e acea aproape cargusul. Na bun, fii atent că ajuns, aici ai mie. Na hai că mă duc să trec granița, sper să pot trece, nu mă mai duc pe la Sculeni, mă duc pe la Ungheni. Sper să pot trece, practic am toate actele, na. Na bun, ce ziceți, am trecut sau n-am trecut? Am trecut, gata e. Deci am venit pe aici, pe la Sculeni, că la Ungheni nu este Vama, am crezut că este pe acolo, că era mai aproape de Iași, nu este. Și m-a întrebat de contractul ăsta de comodat, dacă am împuternicire, i-am zis că am, dar nici nu s-a uitat la el. Da. Și prima oprire, practic, o să fie Ungheniu. Da, să vă arăt cum arată banii de aici. Mă, zici că-s bani de-aia de Monopoly, deși hârtia e așa subțiră. Ne, uitați-a. Și prima oară am crezut, bă, zic, poate ești ceva bani falși, îmi dau ăștia țeapă, dar așa zi ei, cred că nu. 200, nu știu, sunt interesant, asta de 20, zici că e chiar bani de Monopoly, atât am acei bani. Și, hai să vă povestesc, mă duc înspre Ungheni, problema în Ungheni e că nu există Booking, Airbnb, adică nu poți să faci o rezervare la un hotel sau la o casă, o cameră, ceva. Și atunci trebuie să mă duc în Ungheni să văd ce pot, practic, închiria. Probabil sunt hoteluri, dar nu, trebuie să mă uit care îs și care sunt deschise. Nu știu cum e treaba aici cu virusul, cred că sunt deschise, am sper. No, bine, hai că pornesc. No, bun, hai că pornim spre Ungheni. Drumul e ok până am crezut că o să fie mai prost drumul, dar e asfaltat ok. Nu știu dacă vedeți, dar e o haită de câini acolo. Eu am crezut că sunt oi. Dar nu știu cum măr pe aici așa. Adică pune măr, că văd că se plimbă numai așa pe câmpni. Fiți atenți, Ungheniu! Hai să căutăm un hotel sau ceva, nici măcar nu știu pe unde să mă duc. Cred că pe aici e centru, tot în față. Dejaba, că tăm în vârf, dar nu găsesc nimica. Da. Cred că m-o opri și o întreba pe cineva sau ceva. No, bun, fiți atenți, am venit până la Kaufland, fiindcă ăștia au Wi-Fi. Nu am internet aici. Acolo la graniță m-am băgat într-un magazin, i-am zis să-mi dea cartelă cu internet. Mi-a dat din asta când o bag numere internet. După aia citesc că oferta este valabilă până la 31 ianuarie 2021. A expirat. Am dat 49 de lei pe ea, nu știu cât vine aia, 10-15 lei românești. No. Și acum m-am dus aici la Kaufland. Deci dacă veniți pe aici, magazinele mari, McDonald's, KFC, Kaufland, astea de obicei au Wi-Fi gratis și vă puteți conecta la net. No. Și am găsit două hoteluri relativ unul lângă altul. Hai să merem la unul. Hai că mi-am pus GPS-ul aici și văd.
Na, păi Pănet zice că asta ar fi Vila Verde. Eu nu știu, hai să vedem. Bună ziua, mă pot caza aici, sa? Cât costă? 700. Aveți nevoie de factură? Nu, no, nu, ok. Mersi, mersi. O zi bună. Văd încet să închide ușa de la liftul ăsta. Ui. Bun, deci asta e camera. Ui, o chestie de care am uitat. Hai să vedem cum e hârtia în Moldova. Prima mea hârtie igienică din Moldova. Băi, făinuț, mă. 3 straturi, cred. Poate 2-3 straturi are. Dar e făinuță. E ok. Bun. Fiți atenți. Merem să mâncăm la cel mai bun restaurant de aici, din Ungheni. Ne. Ăsta e Sushi House. Ieri l-am văzut și am zis că vin azi să băgăm la ei. 4,8 stele au pe Google. Și chiar aici lângă. Ies din clădire și sushi lângă. A cine? Sushi bar. Să vă arăt niște prețuri pe aici. Nu știu nici eu ce mi-ai luat, sincer. Da, da. Philadelphia Classic, dar câte bucăți? 2 sau mai multe? Nu, 8. Ah, 8. Ok. Atunci Philadelphia Classic, salată cu crevete și un cola. Până la urmă am scris aici afară pe terasă, că cred că e un picuț mai cald, mai ales la soare. Înăuntru nu este căldură chiar deloc. Și e destul de frigoț, dar aici te mai încălzești de la soare. Băi, deci fiți atenți că sunt două restaurante de sushi în Ungheni. Deci nu mi-aș fi imaginat că aici aș găsi două. Deci Sushi House e cel mai bun, sushi bar e ăsta. No, bine atunci. No, bun, fiți atenți că a ajuns salata, sushi-ul, ai, ai, ai. Hai să băgăm că sunt înfometat, dar nu, nu. Iar cola asta nu mi se pare românesc. Nu știu ce să zic. Scrie în română pe el, dar mi se pare că are un picuț alt gust. Mm-hmm. E bun, îmi place. Hai să vedem și creveți așa. Hai să vi-l arăt așa mai îndeaproape. Păcat că n-are sos din ăla. Aș fi băgat un picuț de sos, dar are wasabi. Fiți atenți că am băgat tot. Sushi-ul ăsta a fost chiar bun. Putem zice că e pe asta medie. Și salata, am băgat tot creveță. Și hai că așteptăm nota de plată. Da, am fost înăuntru și am plătit acolo. A fost 185. Eu am vrut să-i dau 885. Așa e că nu știi banii, nici nu știam cât e mult, puțin. No, asta este. Și am mă duc aici la Orange să-mi iau o cartelă. Am văzut că este un Orange mai încolo. Să-mi iau cartelă, că n-am ce face. O altă chestie pe aici, nu cred că se poartă mască pe stradă, asta îmi place. Și cred că numai în interiorul magazinelor. Aici am văzut undeva Orange-ul, da? Mai știu pe unde. E curs valutar, hai să vedem.
Mai îmi iau niște bani, că Mătienco îi dau odată 1000 de lei așa la careva fără să-mi dau seama și mă trezesc că nu mai am bani. 25. Aci orange. Mă, bun, fiți atenți că mi-am luat. Hai să vedem, sper că e bună. Salut. Alei, te rog. Bun, atunci am schimbat și niște bani. Fiți atenți că mi-am băgat cartela în telefonul ăsta și am un moment adevărului. Hai să vedem dacă avem net. Hai, da vai. Ei, mă, ce baie are? Hai, mă, nu fă fingur. Oh, stai că au zis că nu știu cum trebuie să-l activez. Formează 8 steluță. Steluță 888. Steluță 0 diez. Pă ce să efectuez apel, mă, că n-am pe cine să sun. Fui. Dacă am ales-o odată. No, bun, am un tehnic, am sunat. No, hai să văd dacă merge. Nimai că merge netul. Ni. Uai, îmi vin notificări de aici. Da, vai, ho! Ho! No, numai ușor am. Bun, îi merge, tăte, în regulă. Fiți atenți, mi-am separat banii aici, că așa mi-i pun separat, nu-i mai tăpor cu mine, că tot nu mai știu după aia ce plătesc, ce nu plătesc. Aici am bani, dar cred că trebuie să-mi schimb, că nu știu cât să-s așa, nu cred că-s mult. Am plătit vreo 300 de lei la benzinărie, mi-au băgat, nu mai știu, 18 litri sau ceva în genul. Ah, bun, hai că mi s-a făcut foame iar și merem aici mai în față la Star Kebab, îi zice, să vedem ce găsim pe acolo. Ui, no, bun, fiți atenți, aici e Star Kebab. Hai să intrăm înăuntru să vedem despre ce e. Da, da. Se vede aici sau la pachet? Aici. No, bun, mi-am luat meniul ăsta, fiți atenți. Am ieșit aici afară că e destul de călduț. Bine, ce faci? Hai că-ți dau imediat și țin. 69 de lei o costa, ca să zic așa. Și hai să-l băgăm să vedem cum. Îți dă cu limonadă, nu îți dă cu cola sau din astea. Să vedem ce sos e ăsta. Un fel de maioneză cu usturoi, destul de bun. Și kebabul. Hai să-i dau un picuț de lipie și la pisica asta. Kebabul ăsta e un picuț picant. Dar așa am zis să-l facă. Mai, și limonada asta îmi place. Îmi plac cartofii cu sosul ăsta, merg destul de bine. Mai, îmi place carnea din kebab. Fiți atenți ce bagă pisica, i-am dat o bucată de aia de pâine. Oi, oi, oi. No, deci ce să zic, kebabul e un picuț pe asta medie, cum am zis, îmi place carnea din el și cartofii cu sos îmi plac și limonada asta, e destul de fainuț. No, am venit până aici și am crezut că e gara, dar cred că e mai încolo gara. Acolo e o locomotivă. Și atunci cam atât a fost pe aici, până Ungheni. Mâine cred că mă duc înspre o altă locație, nu știu nici unde. Mă, tot ce am mâncat azi, poate ce colunica, n-am avut probleme și ne auzim atunci data viitoare.